Federația Sindicatelor Libere din Învățământ le atrage atenția angajaților din educație că promisiunile guvernului privind majorarea salariilor după luna aprilie 2012 sunt o minciună și o sfidare la adresa dascălilor. Într-un comunicat de presă se arată că niciun profesor nu va primi o majorare, întrucât cadrele didactice trebuie să-și recupereze, de fapt, drepturile bănești care le-au fost luate în mod abuziv de actualii guvernanți. În realitate, în acest moment, fiecare profesor din România pierde în fiecare lună 100 de lei la salariu. În total, angajații din învățământ care au avut procese pe legea 221/2008 au de recuperat de la statul român 6 miliarde de lei. Dacă adăugăm și rata inflației, suma se ridică la aproximativ 7 miliarde de lei, se mai arată în același comunicat de presă. Aceste calcule arată faptul că angajații din învățământ sunt victimele măsurilor luate de guvern în ultimii 2 ani.